Rivaldiniu este unul dintre cei mai în jucători ai Craiovei. El a evoluat bine în primul amical al anului 3-1 la cu ungurii de la Cheschemeti, în care a reușit să înscrie și un gol. El a trecut cu brio un test, denumit leul perfect, în care a trebuit să răspundă unor întrebări referitoare la calitățile sale de fotbalist și de cum se inspiră de la colegii de echipă. De la cine ai luat detenta? Detenta? Mm. Screciu? Da, screciu. Lăpitura de cap? Asta rămân cu a mea, că golul are cu petrolul, rămân cu a mea. Finalizarea? Finalizarea... Cred că tot de la atacanții. Da, dar îmi place a mea sigur, dar și colici. Pasa de la cine ai luat La un coleg. Pasa, avem mulți pasatori buni. Nistor, Ante, Nistor găsește niște paste între linii, Nistor. Centrarea, cine centrează cel mai bine? Uf, avem bun. Vădă Hanca. Da, rămân cu Hanca că mi-a dat câțiva asisturi deja. Atacantul al Balbaștilor a vorbit și despre cantonamentul din Turcia, unul bazat în special pe pregătirea fizică. E o perioadă grea, dar care ne face bine. Trebuie să, să ne încărcăm aici, să ne antrenăm bine și facem treaba asta foarte bine și. Sper că uh, în campionat să fie tot mai bine de cum a fost, cum e aici până acum și sigur până la sfârșit aici o să fie tot bine și în campionat mai bine. Universitatea va sta în cantonaim până duminică, după care va reveni în Bănie.